Oferte speciale la școli auto în Chișinău pe catanis.md. De muzică electronică, în afară de muzica asta, ce asculți? În afară de muzica electronică, eu ascult absolut tot felul de muzică. Sunt doar, practic, două sau trei genuri pe care nu vreau să le numesc, pe care mie nu-mi plac și eu nu le ascult. Dar în rest, în general, eu respect toată muzica, practic ascult toată muzica, pentru că eu întotdeauna am spus că, în primul rând, eu sunt un muzician și după asta sunt un DJ, adică mie îmi place mult mai mult să produc muzica, să o creez, să o fac, decât să o mixez live. Este o chestie cu mult mai ușoară, cu mult mai simplistă, este așa un hobby din care, nu un hobby, o chestie din care eu energie de la public mai mult, dar însăși procesul greu și munca care o fac de zi cu zi, iată, o fac aici se petrec toate nopțile și asta îmi place cel mai mult. Deci ascult foarte multă muzică clasică, modernă, pop, rock. Careva nume dacă ar fi să dăm de fiecare? Din muzică clasică modernă, Hans Zimmer, evident, Junkie XL, din muzica pop, începând cu Beyoncé, Taylor Swift, absolut totul și cântă la radio. Am fost foarte mare fan al rock-ului mai de mult, adică l-ascult acum gen Linkin Park, Nightwish, Rammstein. Am trecut și prin hip-hop când eram și mai mic, 50 Cent, Tupac și toate chestiile astea. Adică, nu știu, au fost perioade în viața mea până când am ajuns la muzică electronică și am hotărât că, uite, asta e ceea ce vreau să fac. Din spațiul românesc, pe cine poți evidenția? Din spațiul românesc, cred că Carlos Dreams, material extrem de calitativ, îmi place foarte tare, adică este o muzică pe care eu aș asculta oricând, oriunde. Am înțeles.